Salutare tuturor, numele meu este Mida și bine v-am găsit la un nou video în care voi întreba fotbaliștii din Liga 1 ce părere au despre cardurile lor din FIFA. Incredibil așa ceva, n-are cum. FIFA este un joc la care sunt paletă și mă potrivesc ca nu ca în perete. Dacă vă place acest video, aș aprecia foarte mult dacă v-ați abona. Încerc să ajung până la finalul lunii la 35.000 de abonați. Mai avem ceva, dar cu siguranță cu ajutorul vostru acest lucru se poate îndeplini. Dacă vrei să-ți impresionezi prietenii cu cele mai tari și mai noi modele de echipamente pentru fotbal, vizitează airgoal.com. Ai cele mai bune prețuri și cea mai variată gamă de produse, iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere. Linkul este în descriere. Sunt alături de Ronaldo Deacon, jucător la Gazmetan Mediaș. Prima dată vreau să te salut și îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Salut, mulțumesc de invitație. Discutăm puțin despre cardul de sezonul trecut. Ai avut un card de 63. Cum ți s-a părut? Pe alocuri mi s-a părut că se putea mai bine la unele atribute, dar să vedem. Să sperăm că anul ăsta e mai bine. Ai avut un pace de 67. Anul acesta cum crezi că va fi? Se poate un puțin mai mult. 57 la shooting. Aici nu mă nimeni deloc. Aici sunt total de acord cu tine, merez mult mai mult. 64 passing. Se poate mai mult. 62 dribbling. Ca viteză cel mai mare. Nu mă nimeni. 37 defending. Mapă, nu e ca și cum stau în față și nu vine niciodată înapoi. Se poate mai mult, nu cred că sunt chiar așa slab pe defending. Și 63 physical. Am fost la sală în ultimul timp, cred că o să fie mai bine. Anul ăsta, care crezi că va fi ratingul tău? Anul trecut cât a fost? 63. Cred că un 65-66. Vei fi surprins? Eu nu prea, pentru că am văzut foarte multe meciuri de ale tale din sezonul trecut și mă așteptam să fie mai mare. Cei drept uneori cei de la ei nu fac creșterile astea chiar meritate sau pe cât ar trebui să fie de meritate. Anul acesta e 68. Oh! Bine, tocmai de asta n-am zis mai mult, că știu că nu se fac creștere așa mare. Da, mai ales la noi nu prea. La pace ai trecut de la 67 la 68. Acceptabil. La shooting de la 57 la 66, un upgrade cu 9. Acceptabil, la anul mai mult, la anul trece de 70. Ok, să sperăm. La passing de la 64 la 70. Ok, bun. Dribbling de la 62 la 71. Bun. Defending de la 37 la 51, cea mai mare creștere până acum. Vezi, au văzut că mă apăr bine. Da. Și la fizică l-ai zis că ai mai fost la sală, au văzut și cei de la ei, ți-au urmărit story-urile, ai ajuns la 70. Oh, bun. La următorul gol, că dacă n-am galben, îmi dau tricoul jos. Poate îmi crește și mai mult. Per total, care e părerea ta legată de acest card? Sunt mulțumit cu creșterile. Poate un pic la șut se putea mai puțin mai mult, dar este ok, nu, se putea și mai rău. Mă aflu acum alături de trei jucători de la Chindia Târgoviște. Prima dată vom face un mini-interviu cu Marco Dulca. Marco, te salut în primul rând. Salut, Midas. Ții cât ai avut în cardul de anul trecut în FIFA? 58, parcă, nu? Exact, ai avut 58. Cum ți s-a părut? Păi, a fost puțin, dar primul meu an senior, eu cred că a fost un rating ok, corect. 66 pace, cum ai vrea să fie anul ăsta? Prin mijlocaș defensiv nu prea pot să zic că mă aștept la mai mult la pace, dar e ok ratingul. 51 shooting. Se putea și mai bine, cred. 54 passing. Plus minus, depinde. Nu, e ok 54, da. Se poate, pot să progresez acolo, pot să zic. 60 dribbling. Aici e ok. Pot să zic că pot crește aici mai mult. 51 defending. Aici cred că se putea puțin mai mult. Și 69 physical. E ok, dar și aici eu cred că un 70 și ceva s-ar fi putut. Anul acesta ai un card de 64, deci un upgrade cu 6. Da. Cum ți se pare? Mult mai bine, cred, nu? Da. După un an de zile de meciuri, de jucat, eu zic că e ok, nu? Pace-ul a rămas la fel, 66. Este ok, da. Shooting ai 54 față de 51 anul trecut, deci un upgrade cu 3. Da, și aici cred că se putea pune mai bine puțin, dar e ok și așa. Passing 61, deci cu 7 mai mult. Aici a venit mult mai repede decât mă așteptam. La dribbling un upgrade cu 3. Da, e ok. Mai bine pe defending de la 51 la 59. Da. Iar physical spuneai că 70 și ceva ai fi vrut, ai 73 acum. Vezi, mi s-a îndeplinit dorința, e ok. Deci per total, cum ți se pare cardul acesta? Eu zic că am progresat mult de anul trecut, pentru că am avut meciuri în picioare și, nu știu, e un card ok, corect. Acum vom face același lucru cu TV Căpușă, te salut! Salut, Midas! Anul trecut ai avut un card de... 58, dacă zic bine. 58, exact, ca prietenul Marco. Ai avut 70 pace. pentru overall-ul meu, eu zic că e bine.
Shooting 35. Aici cred că ar fi putut să fie mai mare un pic. 36. La passing 47. Tot un plus. Dribbling 52. E ok. 53 pe defending. Aici ar fi putut să pluseze. Ținând cont că sunt și fundaș. Și 56 pe physical. Și aici. Anul acesta ai un card de 64. La fel ca Marco, aveți același progres. Anul trecut 58 ambii, anul acesta 64. Cu 76 la pace, deci un upgrade cu 6. Da, e bine, e bine. 40 la shooting. Nu foarte bun, dar rezonabil. La passing de la 47 la 54. E ok. Dribbling de la 52 la 58. Se putea mai bine, dar acceptăm și așa. La defending ai 57. Da. Și la physical cea mai mare creștere, de 15, ai 71 acum. E bine. Cred că s-a uitat la meci. Per total, cum te declari față de acest card? Mă declar mulțumit față de sezonul trecut, de anul trecut. Eu zic că e o creștere mare și sper ca pe viitor să fie și mai bun overall. Facem acum același lucru cu Andrei Șerban. Te salut, Andrei. Salut, Mida. Anul trecut ai avut un card de 60. Da. Cu 85 pace. Foarte bine. Chiar neașteptat de tine. Ce ziceți? E cel mai rapid de la echipă, băieți? Hai să nu exagerăm. Cei de la eSports cred că l-au încurcat. L-a confundat cu Jovinko, cred. 46 pe shooting. Se putea puțin mai bine. Puțin. 55 passing. E ok. 59 dribbling. E ok și aici poate puțin mai bine, dar e ok. 25 defending. Parcă e prea puțin totuși, da? Pe acolo oricum. Și 40 physical. E ok. Anul acesta ratingul puțin. Tău este tot de 60. Cu... Da. Foarte puține creșteri. Da, probabil că n-am jucat foarte mult. N-am avut atât de multe meciuri și probabil de asta a rămas așa. Singura diferență practic de anul acesta este la shooting. Da, este ok. Cum ți se pare per total cardul? Mă declar mulțumit. Acum ai spus și tu la physical, dacă mi s-a adăugat. Dar nu știu, în jur de 50. Am alături de mine acum pe Bogdan Mitra. Salut, Bogdan! Salut! Și vom discuta puțin despre cardul vechi de FIFA și ce anume ai vrea tu mai mult anul acesta. Ai avut un rating de 65, cum ți se pare? Mic. Mic, nu? Mic mi s-a părut anul trecut. Pentru mine ești în top 5 fundaș din Liga 1. Deci mă aștept la un rating mai mare. 47 pace. Ai vrea mai mult sau cum ți se pare? Tu ce crezi? Normal că mai mult. Îți dai seama că aș vrea mai mult. Sunt eu lenda, nici chiar așa. 40 shooting. Ai avut goluri din loviture libere, doar atât o să zic. Da, sincer, cred că la șut și la pase puteau mai mare, mult mai mare. 40 dribbling. Acolo pot să zic că nu-i treaba mea să driblez. Un atribut care până la urmă este treaba ta, defending. Ai avut 65. Probabil un 70 era mai decent, având în vedere că e silver. Da, și 73 physical. Da, e ok. Acolo e ok. Acum, anul acesta... Spre dezamăgirea mea, ai un rating de 67. Băi, măcar e mai mult. E mai mult. Mă așteptam la un 70, să spun sincer. Și eu. Dar, chiar la 70 mă gândeam. În zona. Dar e îmbucurător că e mai mare. 52 la pace, ai avut mai mult, așadar. Ai văzut. La defending... Deci se putea, au greșit anul trecut. La defending ai avut mai mult, dar doar cu 1, ai 66. Ok. La dribbling au văzut probabil băieții de la EA că ai mai driblat ceva și ți-au mai pus 9, de la 40 ai trecut la 49. Ai, da. La fizică l-ai mai fost puțin la sală așa și ai trecut de la 73 la 75. Așa, bun. La passing ai trecut de la 45 la 54, din nou un upgrade cu 9. Bun. Și uitasem ultimul, la shooting, pentru că am zis de goluri din lovituri libere. Aici e cel mai mare upgrade pe care l-ai avut, de la 40 la 52. Cred că ăsta trebuia să fie cartonașul anul trecut. Dar e ok, e bine că l-au îmbunătățit. Eu zic că dacă mai faci un sezon bun, cum ai făcut anul trecut, cu siguranță, pe lângă faptul că te văd la națională, vei avea și un card de 70, așa cum vedeam și eu anul acesta până la urmă. Ce anume consider că ar fi trebuit să ai mai mult anul acesta?
Pe lângă ratingul de care am vorbit deja. Mergeam un 70 la passing, sincer. La viteză nu mă bag, e ok. La forță e ok. Da, la șut, da, și la șut cred că mergeam un 60-65. Oricum am văzut jucători care joacă la nivel mai înalt și au primit statusuri mai rele, deci e ok. Îl am alături de mine pe Robert Ion, fotbalist la Academica Clinceni. Salut. Te salut, Robert! Salut! Discutăm despre cardul tău de FIFA de anul trecut, unde ai avut un rating de, mai ții minte? 64, cred. Da, 64. Ai avut 69 pace, cum ți se pare? Cred că ar fi putut să fie un pic mai mare, un 73 măcar. Shooting 61. Și aici cred că un 70 ar fi fost relativ convenabil. Passing 60. Tot în jur de 70-72. Dribbling 67. Aici sunt un pic dezamăgit, mă așteptam la un 75. Defending 31. E mai mult decât corect. Ok. 31 cred că e un pic cam mult. 50 physical. Destul de puțin, dar... Trecem la cardul nou. Cât crezi că ai anul ăsta? Având în vedere că vin după o pauză de 8-9 luni, s-a accidentat, cred că o să am un 63. Cred că am un downgrade. Din fericire pentru tine și față de predicția ta, nu ai un downgrade, dar nici un upgrade. Ai tot 64. Sunt puțin frapat de lucrurile acestea și o să descoperi imediat de ce. În primul rând, cum ți se pare? Mi se dea un downgrade chiar mai mare de 1, chiar de 2. Chiar mă bucur. La PI se zice că voi ai puțin mai mult. Anul ăsta ai 70. Bun. Shooting ai trecut de la 61 la 63. Foarte bine, fără să joc, dau mai bine la poartă. Passing de la 60 ai trecut la 62. Upgrade. Upgrade, nu la fel de mult cât ți-ai fi dorit tu. Da, dar tot upgrade, pas cu pas, ușor, ușor. Corect, mai ales că ești un fotbalist tânăr și ai timp să ajungi și la mai mult. La dribbling, de la 67 ai ajuns la 67. Ai stat pe loc. Nu mă așteptam, sunt obis supărat. Am zis frapant, de fapt, pentru că mai toate atributele tale au crescut. Și să rămână tot 64, nu știu celelalte atribute detaliate cum sunt, dar cele principale ar justifica o creștere, măcar cu un punct la 65. Și mie mi se pare surprinzător. La defending, să vezi aici, de la 31 la cât crezi? Dacă e mai mult de 35, am party priori la EA. 42. 42? Da. Incredibil așa ceva, n-are cum. Iar odată cu această absența ta din teren, la fizică l-ai trecut de la 50 la 60. Sunt foarte surprins de aceste atribute. Chiar nu-mi dau seama cum e posibil să am ratingurile mai mari la absolut fiecare calitate și să am ratingul 64. Cum te declari față de acest card? Arhi mulțumit, extra mulțumit, dacă pot să spun așa. Am revenit alături de Daniel Toma. Salutare din nou. De data aceasta s-au afișat statisticile și pentru tine. Te așteptai la 60-62 așadar, da? Salutare, Midas, da, undeva cam pe la 60 și să zic mai mult. Ai 58. Da, aproape, nu e un rating foarte, foarte rău, având în vedere că e primul an meu în FIFA al meu. Cred că e un rating decent. Și acum să luăm puțin atributele. Pace 59. Cred că aici puteam puțin mai mult, ca să zic așa, undeva la... Eu am zis, cred că undeva la 70 ceva. Dar, na, dacă așa au considerat cei de la FIFA, cred că e rezonabil. Shooting 45. Da, e puțin dezamăgitor aici, având în vedere că joc și un post care mă avantajează să dau la poartă. Dar cred că trebuia undeva la 60. Passing 53. Da, ce pot să zic? Nu cred că... ți-am zis, pentru primul an al meu în FIFA cred că e ok. Sper să evoluez și în viața reală și probabil că și ratingul se va schimba. Dribbling 56. Da, puteam și aici mai mult, consider, dar e ok, ți-am zis. Cam 70, undeva la 65-70, cam pe acolo visam eu, ca să zic așa, la cardul meu să fie. Defending 48. Ți-am zis, aici chiar știam că nu e ceva la care poți obții mai mult atributul acesta, dar e ok, inesperat aici. Și physical 53. Da, da, aici cred că au dreptate, cred că ar trebui să investez mai mult timp în mine, în sală, chiar dacă lucrez, trebuie să fac mult mai mult. Am înțeles și mă bucur să aud că ai mentalitatea asta. Per total, cum te declari față de atribute? De card, de overall mi-ai spus, de atribute. Așadar, ai fi vrut mai mult pace, shooting? Da, undeva la pace, cred că aș putea să
îmbunătățesc și să fi fost un pic mai mult, dar în rest am, sper total să mulțumit. Aștept cu nerăbdare, sper să pot să-mi iau și eu cardul și să joc cu el, să vedem cum mă mișc și în FIFA. Mă bucur foarte mult că mi-ai acceptat invitația și îți doresc mult succes și să sperăm că la anul în FIFA vei avea un card cu un overall mult mai bun față de anul acesta. Cu mare drag, mulțumesc și eu și când mai ai nevoie de mine, cu siguranță că vom mai face lucruri împreună. Dacă v-a plăcut acest video, aș aprecia foarte mult dacă v-ați putea abona. Evident să dați un like, să-mi scrieți în comentarii care credeți că este fotbalistul cel mai neîndreptățit dintre cei prezenți în acest video și evident să folosiți codul MIDAS pentru 10% reducere dacă doriți să vă cumpărați un articol de fotbal de pe airgoal.com. Până data viitoare, eu am fost MIDAS și ne vedem foarte curând. Pa!